Salut, oameni buni și bine ați venit la un nou episod din cariera cu mine. Momentan la Manchester City venim după victoria fantastică din finala UEFA Champions League. Episod de neratat. Dacă l-ați ratat, trebuie să-l urmăriți. A fost fantastic. Și începe un nou sezon, eventual poate și cu un nou transfer. Oameni buni, până să continuăm cu videoclipul, vreau să vă anunț că Pro Workshops Powered by Philips OneBlade revine cu o ultimă ediție în 2022. Seria în care mai mulți streamer de gaming te antrenează să devii mai bun la jocul tău preferat. Mare câte o ediție și au fost deja anunțate streamurile. Al meu, iată-l aici, puteți să intrați pe pagina OneBladeChallenge.ro și la categoria mea aveți și live-ul pe care îl voi face pe 20 29 a 11 -a. Voi face un live pe la ora 6 sau 7 după amiază În care voi face review la echipele voastre de Ultimate Team Ca să vă scrieți cu echipa de Ultimate Team O puteți face bineînțeles și înspre workshop-ul de pe 29 Trebuie doar să vă treceți aici numele Și să încărcați o poză GPG sau PNG cu echipa Odată băgată poza aici dai pe înscriete Și ești înscris practic printre echipele Care vor intra în seria de review iar cel cu cea mai interesantă echipă din punctul meu de vedere va câștiga și un Philips OneBlade, iar de data aceasta este un Philips OneBlade cu capăt 360 pentru că au băgat o nouă serie OneBlade 360. Lama se mișcă în toate direcțiile, ca să se adapteze controlului feței și au și acest nou piept, spre exemplu, acolo unul în 5 care este reglabil în funcție de mărimea de care ai nevoie. Iar aceste lame 360 Merg pe toate aparatele One Blade, deci puteți să vă luați și la noi nu trebuie un aparat nou ca să puteți să aveți noua tehnologie 360. În descriere aveți link și către site-ul Philips, unde aveți toată gama One Blade, cu tot cu lame pe care le puteți achiziționa. Spre exemplu, un OneBlade 360, care este 239 de lei 99, poate fi adăugat în coș și cu codul TEO30 cu litere mici adăugat aici vă oferă 30% reducere ducând aparatul la 168 de lei. Găsiți link în descriere către oneblaychallenge.ro ca să vă scrieți cu echipa și către site-ul Philips dacă vreți să vă luați un astfel de aparat sau alte lame pentru el. E bine, hai să continuăm acum cu videoclipul. Ia uite aici, victory for Manchester City in the game that matters. iau-te cum ieșeam din autocar cu toții cabrele pe Holland, dar în fața lui. Cine a ieșit primul? Eu am ieșit primul, însă normal Holland a făcut poze și cu trofeul. A fost jucătorul cu cele mai multe goluri. Începem un nou sezon aici sub comanda lui Pep Guardiola, dar parcă mi-aș dori mai mult și aș forța un transfer. Întâi însă, am văzut ideea asta și în comentarii Să-i joc Super Cupa Europei Totuși nu joci mereu în Super Cupa Europei Avem ieșit cu Leverkusen După care ar mai fi timp de forțat transferul aici în aceste două săptămâni și ceva Deci ar fi totuși realizabil Activități, o aveam golul victoriei Da uite, postez clipuri cu golul meu și cu un plos emoji din ăla de aplauze ca am marcat golul victoriei, mă aplauz singur. Factuș! Factuș direct, cum a fost Ronaldo cu FACTUȘI Extraordinar. Da, normal că am postat ceva cu Factuș. Nu prea am ce să antrenez aici, că drill astea sunt la câteva dintre stațurile mele unde și așa în acest moment am crescut o grămadă. Nu prea ai ce să-i mai faci. O să antrenăm anumite stații. Unele sunt la 99 deja. Ajungând aici la 93, aproape de 94 ar fi maximul carierei mele, 94 oricum, unul dintre cele mai mari ratinguri din lume la ora actuală. Vom da un sim aici, vreo două săptămâni. O să cer un transfer, sunt convins că se va opune pe Guardiola, mai ales că am dat golurile decisive în finală și e foarte mulțumit cu mine, sunt acolo, titular incontestabil în echipa sa. Dar uh, să vin ofertele undeva spre meciul acela cu Leverkusen. Este și un turneu de pregătire, să vedem cum mai stăm acum. Încă titular și mai sunt activități. A, ah, wage increase, dar n-am 94. 670 de pe săptămână. Sunt și mai mulți bani acolo. <laughs> Normal. O, oh, bol controlul crește. Încă am unde să mă duc. Hai că acum aș putea să încep să cer un transfer. La Squad Hub, My Actions, Request Transfer 30 de ani, 93 Unul dintre cei mai buni din lume scrie acolo Și am cerut o mutare Care probabil nu va fi acceptată de Pep O să dăm peste aceste meciuri de pregătire Care nu contează Până pe întâi. Ia să vedem ce face City Câștigăm un meci cu Lazio De asemenea Cred că am câștigat toate partidele, da. Am bătut tot în uh, meciurile amical. Ne uităm acum la notificări să vedem dacă s-a acceptat cererea. Normal că nu. Asta se întâmplă fiecare sezon. Mai puțin Pep care m-a pus pe lista de transferuri. A fost singurul antrenor care a vrut să scape de mine. Și e momentul să mai cerem o dată transferul. O să dăm un nou request. Poate de data asta se acceptă. Și dăm advensul. Vine Super Cupa Europei cu Bayer Leverkusen care a câștigat Europa League până la urmă. Valencia l-a luat pe Pinto. Valencia ne cumpără portarul pentru 27 de milioane de euro. Nu știu, asta nu-mi place la Man City. Pep vinde într-una jucători. Este absolut deranjant, nu mai avem portar. Dar e vremea să plec și eu mai departe pentru că Man City s-a dus în cap. Iată că sunt acum pe lista de transferuri Deci oficial Trebuie să vină ofertele Așteptăm marile cluburi să vină Transfer rumors, ok Uite, o să zic la un podcast da, La podcast cu Teo <laughs> La mine pe canal, pe Teo Extra Că pot pleca Dacă vin oferte Sunt deschis și la o viață Poate în altă țară Pentru că în Anglia m-am plictisit de ploaie și frig Vreau undeva la căldurică Sau la banii grei la Paris de văzut ce echipe apar. Dăm advance și vine Super Cupa Europei, ofertă fixă înainte de la Bayern München. Wow, nu mă așteptam să vină Bayern. -ul. Un sezon la Bayern. Oh, e interesant rău de tot. Bayern o echipă super șmecheră, a cam ieșit din anvergura de Champions League de top. E tare oferta asta. Nu știu dacă pot să vină mai multe oferte. Aș lua în considerare Bayern, nu, nu mai așteptam să vină Bayern, chiar e o surpriză. N-am avut până acum nicio ofertă de la Bayern, mai venea Leipzig cu oferte, dar acum iată că au susit. Întâi însă vom juca acest meci cu Bayern Leverkusen. Jesus Ferreira de la PSV, sigur e portar că n-avea sens să cumpere altceva pep. Avem astfel portar nou înainte Supercupei Europei, ba nu, nu, este portar Ferreira nu știu unde joacă, nu e titular Stankovic în poartă, 77 Ciudat, Alvarez la ei Poate fi fostul jucător al lui City l pe Sent în stânga Plata în partea dreaptă N-au câștigat degeaba Europa League La Croa cu Klosterman, Renan Lodi Și a făcut lever, echipă tare De tot îmi place mult ce văd acolo noi avem o echipă pe care am tot văzut-o în sezoanele precedente Cu Musiala la 90 acum, dar fără portar Cu câțiva fundași de calibru, bineînțeles, dar la mijloc, dacă plec și eu, rămâne doar Musiala, nu știu ce va face Man City. Intrăm în luptă în Super Cupa Europei. Hai să vedem ce se întâmplă în această Super cupă. să mai câștigăm un trofeu. Ar fi frumos să vină și Super Cupa după UEFA Champions League. Iar eu am fost decisiv în finala Champions League. Imaginile în premieră pe mine, nu pe Erling Holland. Coreografia totuși cu Erling, hipermarcatorul, legenda lui Manchester City, multiplul balon de aur, omul care și-a dedicat cariera aici la cetățeni. Ceva ce nu pot spune că o să fac și eu. Mie îmi place să experimentez în cel mai multe echipe. Vrea pe posesia, o va avea. Hai să luăm Supercupa, nu ne poate opri leverul. Bine, lever are echipă foarte bună, au uh, jucători pe mai multe posturi uh, de mare calibru E echipă de Champions League E tare că, iată, vor juca în Champions League sezonul următor Cu Ecuadorianul Plata Pe care îl opresc fără probleme A, ah, combinațiile cu Phil Foden Holland, hai aici Mingea mai departe la fundașul stânga Revine balonul la mine Pot să trag de acolo, fac, dar prinde Paul Lopez Primul shot e al meu, tot de la distanță, că am prins gustul. Șuturile ca Gheorghe Hagi, am învățat de la Maradona din Carpați. Am uitat peste filmările vechi și l-am analizat foarte bine. uite Alvarez, familiar face, într-adevăr, este fostul jucător de la Manchester City și jucăm cu Hakatak. E Holland, pasă la mine. Șutezi, este gol, dau gol în Supercupa Europei. Hai cu Siul! Poate ultimul meu siu la Man City. Că vine transferul. Ăla e Excelent. Este un gol și în super cupă. Mamă, cum a, o să se împată toată Europa pe semnătura mea. Am dat gol în uh, ultimele meciuri importante pe care le-a avut uh, Manchester City. Ne-am atins maximul carierei. Sunt momente mari aici în uh, cariera asta. Se încearcă o pasă de Mirbaie. Ținut de Inașă Da, n-au șanse Sunt implicat rău de tot Mi-am făcut cota aici la Manchester City Ce pasă? Holland dă pe lângă ea Respinge Turam Musiala Rafinha! Tras bine Încerc să presez puțin Mauro Junior A jucat-o perfect n a trecut în centru Am făcut schimb de locuri pentru moment am trecut eu în banda stângă Noi tactici aici la City Nu se vor menține prea multă vreme Că e probabil ultimul meu meci. Dar cu Stankovic în poartă Nici nu vreau să știu ce ar fi urmat aici la Man City Demir Bay Inasio este atent Totuși sunt foarte mulți jucători ai lui Leverkusen acolo Și este un șut trimis pe poartă Stankovic reușește să intervină E un final de repriză Mai bun pentru Bayer Leverkusen Poate reușesc o recuperare acolo nu. La croa e puternic Aparent ar fi faultat la croa Nu știu ce-a făcut dar S-a dat fault Ultima ocazie în prima repriză Reiesc acolo Este pauză 1-0 la pauză Cu golul marcat de mine în minutul 11 Am putea câștiga și Super Supercupa O să trag de acolo O, oh, e pe lângă de pe loc am șutat ce -mi place să trag la partea de la distanță în ultima vreme Vom vedea multe șuturi de acum încolo Voi tot șuta Oho, n-a fost fault acolo la Pamecano Mi s-a părut fault clar Dar City e tare de tot pe plan defensiv acum Holland urcă, posibil offside Nu a fost Holland continuă, protejează foarte bine acolo Erling totuși deposedat de Mauro Junior nu are revelație pe partea dreaptă a defensivei lui Leverkusen. Iată aici un spațiu. Rafinha pasează la Holland, i-a lăsat lui Erling. Dar e o paradă incredibilă acolo. Și are loc și o schimbare. A intrat Aurelian Ciuameni. L-a luat pe Ciuameni City. Opa! l a ratat pe Ciuameni. Privește banderola cumva la primul său la City. Da, aici se dă banderola așa după ureche. Codă dă Holand Holland apără din O Paul Lopez. Nu putem marca în al doilea gol. Aici Holland apare bine de tot, finia. Musiala, este la croa care blochează. Încă 10 minute rămase, Mare loc o schimbare, iese Reyes, se schimbă fundașul stânga, a intrat Gomez. Balon către mine, plata dă cu capul, Aici, o oh, cent... TRECERE! Voleu prinde Paul Lopez! Este cumva... <gânt> hands, cred, nu știu ce-am făcut Dacă marcam și din voleu Era anulat cei drept, dar ar fi fost uh, senzațional Turam, încearcă o pasă Ultima șansă pentru Lever, sent! Nu așa Sent... Uh, cu pasa la Mauro Junior, scoate Stankovic! Mauro Junior ar fi egalat mi-ar fi luat locul ca om al meciului. Intră Santiago Jimenez în loc de Alvarez. Mai sunt două minute și este ultima șansă a lui Lever. Corner bătut de plata. Și în acea zonă respinge până în marginea careului. Holland îi ia mingea lui Klosterman și asta a fost. Este gata. M-a depăsit la Croa. N-a mai fost timp pentru Bayer. Câștigăm Super Cupa Europei prin golul meu. Decisiv în ambele finale. Singurele goluri date de City sunt ale mele. Trei goluri, toate reușite de bine. Incredibil. Aici pe finalul meu de carieră la Manchester City. Luăm încă o cupă importantă. Suntem super campioni Europei. Ok, am părăsit terenul. Nu știu ce se întâmplă. Gata, uite. S-a pus podiumul, a venit cupa. O va ridica și oamenii la primul său meci, intrând din postura de rezervă. Ia. Yeah. Cred că ce-a venit va ridica trofeul Deși a jucat 30 de minute Doar ce s-a transferat A primit și numărul 7 Ce să-i faci mă Aurelian Ciameni primul său trofeu La Manchester City Am câștigat Super Cupa Da, suntem în top Dar e momentul pentru o nouă aventură Și așa pe plan european Am dominat totul aici și vom merge înainte. Omul meciului cu golul respectiv 8.4 Mult mai bun decât uh, Bayer Leverkusen Wendell Ramsdale Pulisic aici Calver Lewin Ok, Jeremy Doku Alfonso Davis încă joacă Kimmich la pe Julian Brandt Bremer Da, nu e spectaculoasă această echipă Nu-mi convine neapărat Sunt curios dacă mai vin oferte Sau trebuie să te decizi după fiecare Cred că trebuie să răspunzi ofertei Astfel că o vom face ne uităm repede peste oferta de la Bayern Salariul e și mai mic decât la City Nu mergem în jos, vreau mai mulți bani Joc mai bine ca niciodată Nu este cazul de altceva Meci cu Tottenham Evan Nilsson în față Tomori normal în apărare cu Xim Și e primul meci al sezonului pentru Manchester City O înfrângere cu 3 la 1 Wow, ne-a distrus Tottenham A marcat și a menit primul său gol aici dar iată că Spurs a fost mult superioară Băgam antrenamente în continuare Trebuie să menținem un nivel de top Ca să vină echipa promisă Urmează un meci cu Leicester Mai sunt două săptămâni Trebuie să vină o ofertă Sper că vine o echipă tare Leverkusen Na, bine. Tot din Bundesliga Numai cei din Bundesliga mă vor Acum la 30 de ani Unde sunt echipele mari Care mă căutau tot timpul Leicester City poate îi batem Pe hârtie este mult mai bun, dar facem egal Dublă Foden Și ne-am încurcat și cu Leicester Start nefast de sezon în Premier League Nu ne merge bine deloc în campionat City însă a făcut treabă bună în cupele europene Aici cu Pep cât am fost eu la echipă Crește și defending-ul Totuși și departe rating de 94 E un rating foarte mare 94 Am început de la 69 frate de la Tottenham E, tot în e chiar o echipă la care n-aș juca, n-ar avea niciun sens. Dacă tot plec de la Manchester City, măcar să plec la o echipă de mare renume, poate în alt campionat. E, mai vine o ofertă de la Juventus. Pff, Juventus, Serie A. fost echipa lui Ronaldo. Juventini încearcă să câștige drău Serie Bă, sincer, o să aștept Real sau Bars. Bă, trebuie să vină Real sau Bars. Vreau și o mutare a mare a carierei. În Spania, fotbalul din La Liga, parcă ar fi altfel. Trebuie să fie Real sau Barça interesat. Joacă sistemele astea 4-3-3. La Real Madrid aș putea juca poate vârf fals. Și cred că aș fi mai bun acolo decât ce au ei la ora actuală. 2-0 cu United, am dat gol. Lucru care mă feră cotă. Deci am dat gol și mai sunt două zile disponibile pentru echipe să mă aducă. Haide -mă. Deadline day Am ajuns până în deadline day Dybala la PSG La 33 de ani Dybala mai prinde un contract mare Saliba la Manchester City De Ligt ar putea să plece Nu știu dacă a făcut-o N-apare Militao a semnat cu Barça Au dat 100 de milioane pe Militao Nu știu dacă mai au banii pentru mine Dybala a semnat cu PSG 38 de milioane au dat pe el Mă vrea Real Sociedad Celălalt real Nu, nu societate Real societate 440 de pe săptămână de la societate e foarte mult Dar cred că joc în Europa League Nu știu dacă sunt în Champions League Nu mi se pare o echipă demnă de 93 rating Așa avea o traiectorie ciudată a carierei Dani Olmo ajunge la Tottenham O părăsește pe Liverpool Delict într-adevăr pleacă și el De la Liverpool la Napoli Iată că Liverpool a tot vândut și mai sunt două ore. Oh, uite! În ultimele două ore marele zvon. Mamă! Intrăm în ultimele două ore, nu știu dacă mai e timp. Barcelona! Oh, vine Barça imediat. Ultimele două ore, nu mai e timp. Acum trebuie să vină oferta. A dispărut zvonul și oh, iată! Barcelona, 600.000 de mii pe săptămână. Așa vă bă, băiatule, bă. Mamă, în ultima oră. Șoc pe piața transferurilor. Xavi spune că mă vrea la echipă. Pep decide să mă dea la Xavi acolo. A vorbit cu Xavi și a spus, bă, de ăsta ai nevoie să câștigi UEFA Champions League. Este momentul mare al transferului. Normal că Pep, mă cedează la FC Barcelona, nu la Real Madrid, dar are înțelegerea cu Xavi și transferul ăsta e tare de tot pentru că voi avea salariu și mai mare la Barcelona. Deci vin ca hipervedetă la Barcelona să fac lucrurile mari. E, uite, ăsta este cel mai tare transfer de până acum dintre cele pe care le-am făcut. Am jucat în Portugalia, în Anglia, vin momentele de la Liga la Barça pentru că semnez Xavi oficial mă transferă Pe mi-a părut bine Am făcut multe împreună E vremea să ajung la Xavi aici la Barça Care sper că are o echipă bună la ora actuală Doar ce l-au luat pe Militao Oh, oh, cea au un apărare acolo uite pe Xavi Așa Iată că am semnat și Mă întâlnesc cu Xavi aici la Barcelona Prezentarea pe Camp Nou În fața zeci de mii de oameni un nou jucător care să schimbe lucrurile aici la Barça. Xavi urmărind atent ce se întâmplă, dar știe de la Pep care e treaba numărul 15. N-a fost loc de un număr mai normal. Numărul 15 la Barça. Da, iată mă. Bine rău de tot. Da, super tare, tricou Barcelona. Voi fi rezervă, nu cred. Asta e de la echipa națională, e o eroare. Barça a pierdut deja un meci în La Liga până acum. Ia să vedem cum arată echipa Barcelonei. Oh, Paul Pogba, da, 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 e bine, e cum trebuie. Luăm după rating. Eu am cel mai mare rating. Pedri ca aici va fi colegul meu la mijlocul terenului. Și Bușar, 20 de ani, 92 are Bușar. E paterigenul lui Benzema, e Santa foră și S.T. Mamă, dita mai rigenul lui Karim Benzema la Barcelona, avem atacantul promis. Bastoni în apărare, 28 de ani, 90, va fi uh, cu cu o lângă el, ce echipă colosală. Fati în stânga are 90, doar 24 de ani, trește că încă este haos. La pe Ferranito Torres, care are și el 88, și Zaniolo, care joacă și bandă dreaptă, Bernardo Silva, Cristian Romero, băi, ăștia peste City la orice oră. Enzo Fernandez, mijlocaș central de 87, Tomiasu aici, deci la a dat Liverpool înapoi pe Tomiasu. Christensen în rezervă, zi, nu se mai termină. Trincau deja la 83, nu mai au loc băieții. Paul Pogba clar nu mai joacă de când am sosit eu aici. Wow! Asta e nebunie totală. Ce echipă are FC Barcelona? Deci aici la Xavi avem multe de făcut. Newcastle, Salzburg și Ajax. Ia uite ce s-a schimbat Champions League-ul. Totuși, ce grupe mai sunt? Real Leipzig, Benfica, Fenerbahce, City, Dortmund, Porto și Basel Ce grupă plictisitare acolo United, Lever, OM și Club Brugge, Chelsea, Napoli, Rangers și Zagreb Nici o echipă din România PSG, Roma, Villarreal și Rakov Inter, Bayern, Celtic și Actior Atleti, Juve, Copenhaga și Sparta, Praga Bă, FCSB-ul cu așa infuzie de capital Chiar n a mai reușit să se califice în, Grupele Champions League, Monaco, Alkmaar, Galata și Craiova, grupa morții pentru Craiova. Nu știu dacă am ratat vreo echipă, dar FCSB nu e nici în Europa League. Poate sunt în Conference League. CFR-ul e acolo cu Gent Vitoria și cu Aberdeen. Liverpool în Conference până la urmă de pe 7. În grupă cu Anderlecht, Lech Poznan și Drogheta. Da, FCSB-ul n-a prins cupele europene în acest sezon. Când e meci cu Real? Mamă, meciul cu Real cred că a fost, am ratat meciul cu Real, da, o, oh, a fost meci cu Real Madrid, mai e până la Clasico. A bătut uh, Barça 2-1 pe Real Madrid, a bătut uh, și pe Valencia. Se termină cu bine perioada de transferuri. Cât au dat pe mine? Că salariul e foarte mare. Cât a costat acest transfer? A însemnat uh, 167 de milioane 500 de mii. Atât au cheltuit. Și City l-a luat și pe Saliba în ultima zi. Dar bomba a fost cu transferul meu, 100% Oan Bisaca la Osasuna, mamă, e pe meleagurile spaniole și Oan Bisaca Mă întâlnesc și cu foștii colegi Asta 100% Mergem și la conferință, la o conferință de presă cu Xavi Să vorbesc bine de Pep Guardiola Tot cu Pep, tot cu Pep Cum l-a dat și pe Ferran Torres aici în 2027, același stil, așa să facă și ce avi treabă. Și un meci al României neinteresant cu Finlanda. Dăm cu Exim la Național, am interzis, sunt certat cu Edi. Olaru minutul 1 a dat gol, iar Marcovici aduce victoria pentru echipa națională care nu se califică la campionatul european. Iată mă tricolul Barcelonei cu numărul 15, numărul nu e chiar pe placul meu, dar asta este, sunt prea multe vedete la această echipă. Deci ca primul meu meci că e și acasă pe cam nou cu Mallorca după care avem meci în Champions League Barcelona Newcastle care va fi deosebit de interesant și vom avea mult mai multe partide în episodul următor. Poate ajung și la 94 acum pe final. Ia să vedem dacă se poate. Nu, dar data viitoare sper să ating și 94 ratingul maxim. Ar fi maximul meu la 30 de ani. Sper că v-a plăcut acest transfer. Nu uitați de like acolo dacă vă place această carieră, data viitoare meciuri cu Barça în campionat și Champions League. Cam atât. Pa pa.